Doamnelor, domnilor, bună seara! Eu sunt Elena Guțu, urmăriți în nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Vaccinurile sunt un instrument foarte important în lupta împotriva COVID-19. Specialiștii susțin că este încurajator că există atât de multe vaccinuri în curs de dezvoltare, deoarece imunizarea și măsurile de distanțare sunt cheia ruperii lanțului infecției. Mesajul este reiterat insistent de către medici încă de la începutul pandemiei de COVID-19. Acum câteva zile, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost informat de către platforma COVAX despre lansarea mecanismului de cost sharing. Iar România a făcut o nouă donație, 132.000 de doze de vaccin AstraZeneca, care au ajuns deja în Republica Moldova. În cadrul ediției emisiunii Obiectiv Comun de astăzi, discutăm și despre celelalte demersuri pentru asigurarea cu vaccinuri, punem sub lupă rolul imunizării, tempoul campaniei de vaccinare în Republica Moldova și cum are loc procedura, ascultăm sfaturile specialiștilor, argumentele științifice și instrumentele cu ajutorul cărora fiecare dintre noi poate rupe lanțul infecției. Fiți alături! Eu ascult asta de mai mult de un an, zi și noapte. Așa răsuflă pacienții de COVID din terapie intensivă. Fiecare gură de aer li se dă cu o durere enormă. Mulți din ei nu vor mai vedea niciodată persoanele iubite. Nu ignorați acest virus. Amenințarea e reală. Păziți-vă! Prin imunizare, imunizarea este singura soluție care duce la, în primul rând, la reducerea numărului de cazuri severe de internări de pacienți în terapie intensivă și de decese, și acest lucru ia presiunea de pe sistemul medical și sistemul medical poate să funcționeze pentru ceilalți pacienți. Etapa a doua deja include prestatorii de serviciu de asistență medicală primară, indiferent de tipul și forma juridică de organizare. Deci aici sunt adulții cu vârstă mai mare de 60 de ani și cu persoanele cu comorbidități, un grup cu risc foarte înalt. În primul rând, eu aș spune persoanele care suferă de boli oncologice, de boli cronice, care necesită să fie vaccinați, fiindcă beneficiul este mai înalt decât riscul de a face o reacție adversă. Datele statistice atestă o diminuare a cazurilor atât de infectare, cât și o diminuare a cazurilor de decese, ceea ce ne bucură foarte mult că totuși sperăm că lucrurile se vor schimba înspre bine și nu vom mai avea acele infectări majore pe care le-am avut până acum. Totodată țin să menționez că și în instituțiile medico-sanitare publice, municipale și private se atestă o scădere a infectării numărului de personal medical. Aproape de 4 ori s-a micșorat această infectare. Deci aici tot vedem concluzia că vaccinarea și acea imunizare colectivă și-a adus rodul. Echipa ministerială se află acum la moment practic în permanent contact cu peste 10 producători de vaccin. Noi am stabilit relații deja și cu Pfizer și cu Moderna, stabilim relații, acum evaluăm posibilitatea de a achiziționa vaccinile Johnson & Johnson. Totodată ne-am mijlocit cu fondul de investiții directe cu Rusia referitor la Sputnik. Suntem în așteptarea donației care au fost promise din partea Chinei, Republicii Populare China. Așteptăm Sputnicul tot din donații și concomitent lucrăm asupra negocierilor directe cu producători în vederea achiziționării vaccinului. Alt
treilea și cred că cel mai consistent lot de doze de vaccin anticovid transmis în calitate de asistență umanitară de către Guvernul României pentru Republica Moldova. Astfel, cumulat, România a transmis până acum 204.000 doze de vaccin anticovid pentru Republica Moldova. Este parte a pachetului substanțial de asistență promis de președintele României, Excelența Klaus Werner Iohannis. Vrem să credem că odată cu începerea procedurii de imunizare începem să scriem istoria ieșirii din pandemie. Discutăm despre vaccinare, dar primul accent îl constituie actualitatea COVID, deci datele la zi care ni le prezintă și de această dată invitatul emisiunii. Îl salutăm pe domnul Alexei Ceban, medic epidemiolog Agenția Națională pentru Sănătate Publică, coordonatorul campaniei de comunicare. Bună seara și bine ați revenit! Bună ziua! Domnule Ceban, așadar, vă rugăm să ne spuneți, să ne prezentați acele date la zi cu referire la numărul de infectări, numărul de decese. Deci, în total, la zi avem peste 245.000 de cazuri. Astăzi au fost înregistrate 341 de cazuri. Deja de câteva săptămâni observăm o descreștere a numărului de infectări. Chiar dacă cu o lună în urmă am avut deci un vârf epidemic și acesta a constituit un număr mare de infectări care nu a fost observat până acum, dar această descreștere ne va permite să ne orientăm spre ajustarea activităților și procesului de control în răspândirea virusului SARS-CoV-2. Această mică descreștere ar putea eventual să se transforme din nou într-o defensivă? Am putea să ne așteptăm în viitorul apropiat la o schimbare a tabloului epidemiologic? Putem vorbi doar din numărul de reproducție efectivă, adică rata de contagiozitate, care acum este în jur de 0,8. Deseori am menționat acest număr ca fiind unul destul de important. Atunci când el este mai mare de 1, avem o prognoză a creșterii numărului de cazuri. Atunci când este sub, deci situația se menține sub control, dar totuși avem foarte multe lucruri. Deci, fiind la 0,8, putem spune că deci ne va permite pe o perioadă nedeterminată, poate fi una scurtă, a descreșterea acestui număr de cazuri, în dependență de acțiunile care o să fie implementate și responsabilitatea păstrării măsurilor de protecție. Măsurile de protecție și eventual campania de imunizare, acesta fiind accentul major al tuturor statelor lumii în combaterea pandemiei, vă întrebăm dacă putem face la etapa actuală un anumit bilanț până astăzi sau care sunt datele, câte doze au fost administrate, câte persoane au luat primul ser, câte persoane al doilea ser. Vorbim, deci, în general, peste 96.000 de doze administrate, deci ne apropiem de cifra de 100.000 de doze administrate în cadrul centrelor de vaccinare și aceasta a început la data de 2 martie. Desigur, vorbim și de numărul de persoane care au îndeplinit, deci, le-au fost administrate cele două doze și acesta este în jur de 10.000 de persoane deja sunt protejate, deci cu două doze. Peste 80.000 de persoane au fost vaccinate cu doza întâi și își așteaptă deci doza 2. Vorbim despre administrarea dozelor cu diferiți producători. Am început campania de vaccinare cu AstraZeneca, deci ulterior cu vaccinul Sinopharm și vaccinul Pfizer-BioNTech. Pentru vaccinul Pfizer-BioNTech intervalul este de 21 de zile, ca și pentru vaccinul Sinopharm, însă pentru vaccinul AstraZeneca, pentru a avea o eficiență mai înaltă a vaccinurilor, se recomandă vaccinarea de la 8 săptămâni, cu toate că deci, posibilitatea de administrare este de la 8 la 12. Ne apropiem spre cifra de 100.000 de populație. Care este indicele de vaccinare
care ne permite să spunem că îl avem la moment, dacă există asemenea date? Da, vorbim, deci, în jur de 3% din populație au recepționat doza întâi. Și acesta deja este un rezultat. Desigur că avem foarte mult de lucru și totul depinde de noi, depinde cum acceptăm acest vaccin odată fiind invitați. Deci majoritatea persoanelor desigur că au fost cele cuprinse din etapa întâi, adică lucrătorii medicali și lucrătorii medico-sociali din cadrul centrului de plasament și aziluri, desigur și beneficiarii. Au fost anunțate la începutul lunii aprilie și etapa 2, unde au fost inclus persoanele cu o vârstă mai mare de 60 de ani și comorbidități. Desigur, prioritizăm procesul educațional pentru a reveni la o normalitate și cei din personalul care asigură securitatea statului. 3% din populație ne permit, domnule Ceban, să venim cu anumite semne ale eficienței campaniei de imunizare? Putem vorbi doar despre acele categorii care au fost vaccinate. Deci nu ne putem exprima deci rezultatele la nivel populațional, dar în cazul respectiv, contingent. Lucrătorii medicali. Deci lucrătorii medicali, am anunțat săptămâna trecută că a fost o diminuare de 75% în numărul de infectări în acest contingent și cred că este cel mai elocvent exemplu pentru a spune că vaccinarea are un impact și un impact major. Chiar dacă am vorbit despre diminuare doar a persoanelor care li s-au administrat o doză de vaccin, deci înțelegem că eficiența este una foarte înaltă, spre exemplu pentru vaccinul AstraZeneca, după doza întâi persoanele sunt protejate în jur de 76%, dar nu uităm și de regulile de bază de protecție, deoarece nu suntem complet protejați și trebuie să păstrăm acele măsuri, masca de protecție și distanța socială, igiena mâinilor, desigur, sunt acum cheie, până a fi vaccinați complet cu două doze, deci putem spune că suntem protejați la nivelul respectiv doar la două săptămâni după recepționarea acestei doze. Ultime. Practic la două săptămâni putem face anumite observații, mai bine spus. Ce înseamnă, domnule Ceban, de fapt o scădere cu 75% a morbidității prin infecția COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali? Ca să ne dăm seama... Este o matematică foarte simplă. Deci numărul de infectări a lucrătorilor medicali se face o proporție din numărul total de cazuri de infectări. Și dacă acesta întotdeauna a fost la o medie de 12%, practic, atunci, după startul campaniei de vaccinare, s-a redus drastic până la 3%. Deci, lucrătorii medicali sunt mai puțin infectați și au deci, o protecție care a fost datorită vaccinului. Și deja vom veni și cu alte rezultate pe parcurs. Desigur, ne trebuie încă câtva timp ca să venim cu unele rezultate încă mai interesante. Care sunt, de fapt, acei factori care influențează acest tempou de vaccinare în Republica Moldova, dar și nemijlocit în toate statele lumii? În primul rând este disponibilitatea de vaccin. Deci până a venit acele două loturi de 180.000, pentru că am recepționat 132.000 de vaccin AstraZeneca din partea autorităților române și 48.000 din partea platformei COVAX, am avut disponibil 112.000 de vaccinuri, ceea ce practic ne permitea să deschidem doar anumite puncte de vaccinare și a ne focusa pe anumite contingente. Chiar dacă totuși am recepționat aceste loturi, nu trebuie să uităm că din dozele date va trebui să asigurăm și doza 2 pentru cei care au recepționat doza 1 până acum cu vaccinul AstraZeneca. Și de fapt vom merge cu doza întâi acum prioritizat pe sistemul educațional și desigur cu persoanele de 60 plus și comorbidități. În multe localități, spre exemplu, am avut careva întrebări
Deci eu am vârsta de 60 de ani și aș vrea să mă vaccinez, dar totuși stau în lista de așteptare și încă nu m-a invitat medicul de familie. Medicul de familie o să invite aceste persoane îndată ce va fi disponibil vaccinul. De aceea vă rog foarte mult și insistent, atunci când sunteți invitați, să acceptați, pentru că vorbim despre un vaccin care nu este într-o singură doză, astfel că odată deschis flaconul, trebuie administrate toate cele 10 doze din flacon pentru a nu avea pierderi. Și astfel șansa ulterioară ar putea fi ratată, desigur, în dependență deja de o altă formulă. Și mai avem, deci am spus că este foarte important disponibilitatea de vaccin și în al doilea rând, timpul de vaccinare este propagat de însăși noi. Depinde de dorința noastră de a schimba lucrurile ca nivel de autorități în sănătate și ca populație generală de a le accepta într-un timp scurt. Încercăm maxim posibil pe toate căile de a achiziționa vaccinuri, cu toate că este o insuficiență la nivel internațional și deseori nu putem fi comparați cu alte state ale Uniunii Europene care și-au asigurat mecanismul deci de distribuție a dozelor centralizat pentru toate statele din Uniunea Europeană. Și desigur le vine puțin mai ușor ca nouă în alocare de aceste doze. Noi însă încercăm să găsim pe diferite platforme. Platforma COVAX, deci negocierile directe și achiziționarea vaccinurilor la propriu. Chiar dacă nu suntem partea Uniunii Europene, totuși Republica Moldova din regiunea europeană a fost primul stat care a avut parte de aceste vaccinuri de pe platforma COVAX și în același timp reiterăm încă o dată, vă rugăm să ne spuneți care este mecanismul de distribuție de pe această platformă. Da, deci foarte bine menționat, pentru vaccinul AstraZeneca chiar am fost primii care au recepționat din regiunea europeană vaccinuri și vaccinul Pfizer-BioNTech a fost de asemenea primul vaccin distribuit către o țară din această regiune care nu face parte din Uniunea Europeană. Mecanismul este unul echitabil, adică această platformă asigură distribuția de vaccinuri către mai multe state până la nivelul de 20% a populației date. Vorbim de 20% de populație, adică în jur de 700.000 de persoane vor putea beneficia de vaccinuri de pe această platformă, adică 1.400.000 de doze aproximativ. Și ele sunt asigurate în tranșe, adică în loturi. Toate vaccinurile nu vin la un singur lot, ele sunt distribuite în dependență cât de disponibile sunt pentru platforma COVAX, ulterior distribuția către state. Dar depinde și de interesul statului în a avea aceste vaccinuri și a demonstra că are o capacitate de vaccinare la cel mai înalt nivel și noi am făcut acest lucru trecând cele comitete internaționale de evaluare și practic, cum am spus, am fost prima țară în recepționare. Ulterior, vaccinul odată a ajuns în țară, deci merge distribuția către teritoriile administrative. În dependență de persoanele care sunt și contingente, se formează acest număr de necesitate care se transmite către Centrul de Sănătate Publică, ulterior către Agenția Națională pentru Sănătate Publică și este repartizat vaccinul proporțional către aceste instituții. Deci acesta ar fi traseul prin care vaccinul ajunge în Republica Moldova și în regiuni, viceversa, de cealaltă parte a monedei. Cum are loc această invitație, invitația cetățeanului de rând către punctul de vaccinare? Cine îl sună și când îl așteaptă propriu-zis? La moment am spus că mergem pe niște contingente care sunt organizate sau sunt instituționalizate. Am vorbit de lucrători medicali care puteau fi vaccinați, deci la organizarea de către instituția medico-sanitară. Dacă vorbim despre procesul de educație, deci școlile sunt, deci își organizează personalul didactic și nedidactic în vaccinare. Când vom trece la etapa a populației pentru a facilita acest program, deci va fi o platformă online în care persoana se va putea înregistra către anumit centru de vaccinare.
îi va veni o confirmare pe poșta electronică sau pe platforma online la care va putea lua un screenshot sau o captură de ecran sau va înregistra acest număr sau va printa deci, acest mesaj din e-mail sau din poșta electronică și se va prezenta cu numărul de înregistrare la data stabilită și selectată de către persoană. Deci ca o și altă programare la alte servicii. Doi, deci dacă persoana nu are acces la platformele online, atunci va fi invitată de către medicul de familie, prin telefon, desigur, sau această persoană își poate manifesta singură interesul în contactul direct al lucrătorului medical din asistența medicală primară, adică medicului de familie, și a-l ruga de a-l include în lista de așteptare pentru a fi vaccinat. Deci fiecare cetățean poate avea intenția să telefoneze, să apeleze și să se pună cumva în rând. Desigur, vorbim despre cele etape pe care le-am declarat pentru a forma contingentele de persoane care necesită vaccinare. Continuăm discuția despre vaccinare. Ne axăm pe municipiul Chișinău. Îl salutăm pe domnul Boris Gâlcă, șef adjunct Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate Primăria Chișinău. Bună seara, domnule Gâlcă! Bună seara, vă salut! Mulțumesc pentru invitația la această emisiune. Vă salut pe dumneavoastră și pe colegul meu, domnul Alexei Ceban. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Așadar, domnule Gâlcă, din datele cunoscute, în ce tempo continuă procesul de vaccinare în capitală? Este adevărat, solicitarea pentru vaccinare este cea mai mare aici în Chișinău, este știu de ce, aici avem cea mai mare concentrație umană. Cererea pentru vaccinuri este foarte înaltă și ne bucură acest lucru, deci acesta denotă responsabilizarea, informarea corectă a populației. Și centrul municipal de vaccinare deci încearcă să facă față acestei solicitări. Avem tot suportul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale de Sănătate Publică în livrarea ritmică și predictibilă a vaccinului. Acesta este cel mai important lucru în planificarea eficientă a procesului de vaccinare. Am început vaccinarea cadrelor didactice. La acest moment mai mult de 40% din cadrele didactice din instituțiile de învățământ din Chișinău, dar și din grădinițe au fost deja vaccinate. Continuă acest proces. În paralel avem foarte multe solicitări practic de la toate instituțiile de învățământ universitar, de la colegii. Vreau să menționez că acest proces este eligibil și pentru instituțiile de învățământ private. Ne bucură acest lucru. Am decis că, la fel că vom definitiva această listă de vaccinări prioritare conform Planului Național de Vaccinare, iar în această listă prioritare vom include neapărat și taxatorii din transportul public, fiindcă este un grup profesional care este poate în cel mai mare risc. Pe de altă parte, înțelegem că sunt mai multe grupuri profesionale organizate care solicită vaccinarea. Repet, ne bucură acest lucru. Astăzi am avut chiar o consfătuire online cu Ministerul Sănătății. Am fost asigurați că mâine va fi distribuit încă un lot important de vaccinuri, acel lot care a venit din donația Guvernului României, la fel pe platforma COVAX. Iată că încet, deci noi mergem cu pași foarte ferm pe acoperirea vaccinală. După cum a spus colegul Alexei Ceban, avem deja peste 3% din populație vaccinată. Este încă foarte puțin. Vaccinarea de fapt va fi evenimentul major, este prioritatea zero pentru sistemul de sănătate din acest an. Și ne bucur foarte mult că la acest moment cel puțin putem vorbi despre predictibilitatea livrării loturilor de vaccinuri. Discutam astăzi tot cu colegii pentru că va fi necesar de spații suplimentare pentru vaccinare. Un
singur centru municipal de vaccinare, chiar dacă are o capacitate de 1200 de testări pe zi, este foarte puțin, dar țin să menționez că în municipiul Chișinău, lângă centrul de vaccinare municipal, în cadrul asociațiilor medicale teritoriale, în cadrul centrelor medicilor de familie, există încă 19 puncte de vaccinare, care la fel au program extins și la necesitate vor activa și sâmbătă și duminica pentru a acoperi cât mai mulți doritori. O noutate foarte bună la fel a venit din partea Ministerului, de la colegii de la Minister, care au menționat că foarte curând vor pune un sistem electronic de programare, vor pune în funcțiune, deci un sistem electronic de programare a vaccinărilor, ceea ce înseamnă că ne vom apropia mai mult de cealaltă etapă, etapa a treia de vaccinare, iar odată cu disponibilitatea unui număr mai mare de vaccinuri, practic, fiecare doritor se va putea înscrie pentru vaccinare. Țin să menționez un lucru important. Pentru toată populația, în special poate pentru populația din municipiul Chișinău. Astăzi, vaccinarea este disponibilă conform etapei a doua pentru toate persoanele cu vârsta peste 60 de ani. Și anume persoanele cu comorbidități, cu patologii aferente, cu risc înalt, ei se pot programa pentru vaccinare prin medicul său de familie, la locul de trai și vor fi invitați pentru vaccinare în ziua apropiată, în ziua respectivă. Iată grupurile profesionale organizate, vorbeam aici de cadrele didactice, vor urma cei din transportul public în continuare, vor urma cei din cadrul instituțiilor universitare, colegii, vor urma probabil alte autorități publice, organele de forță, poliția, deci lucrătorii oficiilor poștale neapărat, lucrătorii din asigurările sociale, neapărat se vor regăsi în acest proces de vaccinare prioritară. Vorbeam cu colegii astăzi la ședința operativă, cu managerii instituțiilor de asistență medicală primară, să realizăm indicația primarului general Ion Ceban pentru a identifica și a stabili mai multe centre de vaccinare în toate sectoarele municipiului Chișinău, după exemplul centrului municipal de vaccinare, astfel ca vaccinarea să fie disponibilă în cel mai scurt, în cea mai scurtă perioadă, să fie comod după proximitatea geografică, mai aproape de locul de locuit sau de serviciu a persoanei solicitate. Este foarte bine că, repet, că avem această predictibilitate la livrarea vaccinurilor și sunt sigur că prin mobilizare comună cu colegii din sistem vom reuși să vaccinăm cât mai multă populație. Aceasta este unica cale de a asigura și a ține sub control situația epidemiologică și a proteja populația, dar și deci unica cale de a reveni la normalitate. De ce am decis prioritar să vaccinăm cadrele didactice? Se știe foarte bine, este în dorința de a reveni de plin la învățământul cu prezență fizică, chiar acum, până la sfârșit de an, când elevii din ciclul deci, liceale au examenele de promovare sau au examenele de bacalaureat. Și, pe de altă parte, ne pregătim strategic pentru noul an de învățământ, care va începe la 1 septembrie și ne dorim ca cel puțin viitorul an de învățământ să fie în condiții de siguranță epidemiologică și, desigur, cu prezența fizică. Fizică. Domnule Gâlcă, vă mulțumim frumos pentru informații și pentru prezentarea pe care ați făcut-o atât de clară. Toate bune, ne auzim de bine. Vă mulțumesc. La revedere.
Domnule Ceban, în același timp ne întrebăm care sunt instituțiile, dacă există și cum are loc această monitorizare de post-vaccinare. Deci, în primul rând, monitorizarea se face prin registrul electronic de vaccinare. Fiecare persoană odată vaccinată este inclusă în acest registru, astfel că ne permite monitorizarea în timp și, desigur, ușurează procesul de raportare. Îl fluidizează cumva. Da, desigur, și evenimentele adverse fac parte a acestui registru. Este modulul separat de înregistrare a unui potențial eveniment advers post-imunizare. Și spunând aceste lucruri, pot menționa doar că avem sub 2% din persoanele vaccinate care au manifestat careva simptome după vaccinare și anume, deci în mare parte au fost febra, în jur de 38-38,5, deci o oboseală pronunțată, dureri musculare, dureri articulare, careva frisoane, deci sunt simptomele unui răspuns imun adecvat. În același timp avem în jur de 39 de reacții adverse moderate care s-au exprimat prin deci o reacție alergică ușoară pe membre și pe torace. Și deci acestea fiind spuse, deci toate evenimentele adverse care au fost înregistrate au trecut de la sine sau cu o medicație foarte ușoară în timp de o zi, două. În ce situații totuși persoana ar trebui să solicite asistența medicală după vaccinare? Atunci când febra persistă sau avem careva manifestări a reacției alergice, adică careva erupții, sau ne simțim cumva mai rău decât am anticipa, desigur, întotdeauna telefonăm lucrătorul medical. În cazuri excepționale, telefonăm și asistența medicală urgentă. Acesta ar fi tabloul, am înțeles. A fi vaccinat înseamnă a fi protejat, afirmă cu voce tare medicii care au suferit din cauza virusului și au pierdut oameni dragi. Mai mult de un an sunt ca pe front și spun că această pandemie care a schimbat complet ritmul vieții poate fi oprită doar prin imunizare. Un îndemn transmit întregii societăți lucrătorii medicali de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Dimeoid German. Să ascultăm declarațiile acestora. Personalul medical se expune cel mai mult riscului de a se infecta și trece prin momente de neimaginat pentru a mai salva o viață, dar adeseori și inima lor cedează. Au murit colegi de mei, medici, chirurgi, oameni care au învățat cu mine împreună, care și n-am crezut, a murit acela la Soroca, acela la Cahul, acela la spitale din Chișinău, colegi de mei care erau bine, mersi, erau foarte bine și au murit de COVID. Mulți. Eu am numărat vreo 12 colegi de mei la facultate. Medicii sunt siguri că respectarea măsurilor sanitare și vaccinarea populației le vor face și lor munca mai ușoară. La primul pacient care știam că e cu pozitiv confirmat, sigur că erau așa mari emoții. Eu nu fusesem bolnav. Neglijența lor și indiferența lor se termină atunci când ei devin infectați. Sau când cineva din rudele lor devine infectat și atunci aleargă și ajutați, ne ajutați. Uneori simțim că lucrăm la turații maxime. Prognozele mele personale, de fapt, nu erau atât de optimiste. Credeam că va dura mult mai mult când vor elabora un vaccin eficient. Potrivit medicilor, reacțiile adverse după vaccinare sunt firești. Pe mine mă punea mai mult în grijă dacă nu aveam nimic absolut. Dar să ai o reacție la vaccin e absolut normal. Deja 44 de ani în medicină și am văzut atâtea lucruri pe care au pățit oameni care au fost preîntâmpinați. Fii atent că o să vină boală și o să te pierzi. Trebuie vaccinat. Asta este unica metodă de a te apăra de acest virus perfid care se cheamă COVID. Până acum, peste 91.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost vaccinați, inclusiv aproape 10.000 cu a doua doză. Vaccinați vom fi mai puternici. Este îndemnul pe care îl lansează încă de la începutul pandemiei lucrătorii medicali din toate statele. Noi discutăm despre tabloul din România, vorbim inclusiv despre tabloul COVID, dar și primele semne ale vaccinării. Continuăm discuția cu domnul dr. Cristian Oancea, director medical al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, Timișoara. Bună seara, domn doctor! Bună seara, vă mulțumesc de invitație. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Așadar, domnul Oancea, dacă am încercat să dăm o notă, cum evoluează de fapt pandemia și care este tabloul epidemiologic după demararea și desfășurarea procesului de vaccinare în România?
Da, vaccinarea ne-a ajutat foarte mult. Valul 3 a venit într-un fel mai repede decât ne așteptam, datorită migrației populaționale. Din fericire am reușit să accelerăm procesul de vaccinare cu cele trei vaccinuri, Pfizer, Moderna și AstraZeneca, și a durat mai puțin. Acum suntem pe pantea descendentă a valului 3 și sperăm ca încet, încet să ne reluăm viața normală. Oricum sunt deja măsuri care sunt de relaxare cât de cât. Vrem să deschidem teatrele, cinematografele, în anumite tipuri de scenarii în funcție de incidența la 1000 de locuitori. Și, practic, vaccinarea este singura soluție să ne recăpătăm viața dinainte și să redeschidem România. Și, bineînțeles, să ajutăm pe frații noștri, pe voi în Republica Moldova, ca să reintrăm în normal. Așa să fie, vă mulțumim frumos și în același timp vă întrebăm dacă sunt și anumite prime semne ale vaccinării în România sau cel puțin cele care pot fi denotate din observațiile specialiștilor. Da, deci în primul rând să știți că vaccinarea, în funcție de gradul de protecție, ne asigură un grad de la 90-92% până la 60-70% în funcție de imunitatea individuală a fiecăruia și cum reacționează fiecare individ. În al doilea rând, dacă ești vaccinat totuși, dar treci prin boală, faci o formă mult mai ușoară. În al treilea rând, poți să îți începi să, dacă ai un grup de persoane vaccinate într-o anumită regiune, incidența scade și acele persoane pot să-și înceapă să-și ia economia și viața socioculturală cât de cât cum era la început. Deci, practic, vaccinarea este singurul instrument de a preveni această patologie. Persoanele care nu sunt vaccinate și trec prin boală, mare atenție, pentru că formele de boală și mutațiile acum care sunt ale acestui SARS-CoV-2 sunt mult mai agresive, mai ales la tineri, între 40 și 50 de ani. Formele ușoare devin severe și foarte severe în decurs de foarte puține zile, în decurs de 5-7 zile. Dacă astăzi am avut un pacient și nu avea afectare pulmonară, în 5-7-8-9 zile poate să aibă afectat plămânul 40-50 sau 60%. Tocmai de aceea îndemnăm la prudență, la continuarea procesului de vaccinare și nu dați, în primul rând, nu dați atenție știrilor false. Nu există până în acest moment un vaccin care să-l faci pentru 500 de milioane de oameni și să nu-ți dea nicio reacție adverse. Fiecare vaccin poate să dea anumite reacții adverse, dar procesul de farmacovigilență, adică să urmărim pacienții foarte stricți după ce s-au vaccinat, trebuie să fie în permanență și să continue. Într-adevăr, există foarte multe mituri, din păcate, despre vaccin și campaniile de imunizare. În același timp, domn doctor, vă întrebăm, ar fi posibil prin imunizare de evitat acest cic al patrulea val al pandemiei sau este deja o cursă contra cronometru și de neevitat? Al patrulea val, al doilea val și al treilea val au fost crunte pentru noi și uitați-vă, în România încă sistemul de terapie intensivă e pus la foarte grea încercare. Al patrulea val, dacă continuăm procesul de vaccinare, va fi o replică palidă, adică nu ne îngrijorează așa de mult al patrulea val. Important ca să vaccinăm, să atingem acel target de 70% din masa populațională să fie vaccinată, ca acel al patrulea val să fie, cum să vă spun, mult, mult inferior decât ce a fost până acum. Cert este că dacă ajungem la acel procent de 60-70% din masa de vaccinare a populației, atunci și transmisia intracomunitară se va domoli și teoretic ar trebui să se oprească. Deci, continuând în vaccinare și continuând totuși cu măsurile de protecție, să purtăm masca și cât de cât o distanțare sanitară de un metru, metru jumătate, sunt beneficii pentru a rămâne sănătoși. Domnule Oancea, în același timp, la Timișoara se va desfășura și un maraton al vaccinării, o acțiune uriașă pro-vaccinare anticovid. Ce presupune aceasta? Da, presupune 13.000 de doze, 3 zile și 2 seri, non-stop, de vineri până duminică, cu 30 de fluxuri de vaccinare. Dorim să vaccinăm cât, deci toate spitalele am pus umărul la această acțiune colectivă pentru comunitatea noastră. Vrem să facem un non-stop pentru un weekend ca să vaccinăm cât mai multă lume, că doar așa putem să redeschidem sălile, să redeschidem terasele, să redeschidem restaurantele și vrem să ne reluăm viața normală, vrem să repornim România. Și sper că Timișoara să fie un exemplu pozitiv prin repornirea Timișoarei să se repornească și România. Să se repornească într-adevăr și România. Inițiativa a apărut după rezultatele înregistrate în Marea Britanie și în Israel, care într-adevăr acum se pregătesc să revină la viața normală după vaccinare. Ce putem învăța, domnule Oancea, din experiența acestor țări? Trebuie să învățăm să fim responsabili și solidari și numai împreună vom reuși. De asemenea, nu trebuie să fugim de vaccin și de vaccinul. Vedeți că vaccinul salvează viața. Nu trebuie să rămânem ignoranți și încă un lucru foarte important, nu trebuie să ascultăm de aceste știri false, de aceste fake news-uri.
Domnule Oancea, vă mulțumim frumos pentru această intervenție. Mult succes în ceea ce faceți. Sănătate. Și dumneavoastră la fel. Mulțumim. Toate bune. Doamne ajută. Să rămână. La revedere. Domnule Ciobanu, maraton al vaccinării, inițiative frumoase. În același timp, aceeași întrebare. În Republica Moldova se fuge de vaccin. Câtă influență au miturile care circulă despre vaccin în această perioadă și cât de vulnerabili suntem, de fapt, în fața acestor fake news-uri? Pot spune cu certitudine că suntem vulnerabili atât timp cât cădem pradă deci, acestor știri false și, în general, celor care distribuie astfel de informații. Foarte atent și întotdeauna să notificăm aceste persoane despre distribuirea unor știri false asupra procesului de vaccinare, dar însăși asupra vaccinului, deoarece totul ce este legat sunt cu titluri senzaționale, destul de importante, pe care până la urmă nimeni nu le mai citește, deoarece trebuie să apeși butonul distribuie și ulterior vei citi. Deci, astea sunt primele semnale a unei știri false. Noi monitorizăm această situație, dar ea, practic, este imposibilă, deoarece sunt prea multe surse și îndemnăm persoanele să se informeze de pe pagina oficială vaccinare.gov.md sau covidinfo.md. Desigur, sunt și paginile Ministerului Sănătății și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Deci întotdeauna să avem sursele veridice pentru informare. Sunt întrebări-răspunsuri pentru toate întrebările care, pe care ne frământă, deci le putem vizualiza acolo. Sunt instrumente care ajută cumva să fluidizăm acest ocean de informații. Revenind la procedura de vaccinare, domnule Ciobanu, un alt aspect ar fi și imunizarea cetățenilor români care au viză de reședință pe teritoriul Republicii Moldova. Cum ar avea loc în asemenea situație procedura de vaccinare? Deci, procedura de vaccinare este la fel gratuită pentru alți cetățeni pe teritoriul Republicii Moldova care au această viză de reședință, precum și cetățenii noștri se vaccinează în statul vecin. Deci nu există careva limitări, doar că persoana trebuie să facă parte din acel contingent care este eligibil la moment. Dacă facem parte din acest contingent, desigur că plecăm la vaccinare, dar întâi telefonăm medicul de familie sau instituția medico-sanitară care se află nemijlocit în apropierea instituției unde activează sau locuiește această persoană. La începutul acestei emisiuni, când discutam despre factorii care influențează tempoul de vaccinare, primul a fost evident distribuția vaccinurilor și în același timp avem și noutatea despre faptul că este lansat mecanismul de cost sharing de pe platforma COVAX. Ce înseamnă acest lucru? Deci aceasta ar însemna o partajare a costului dintre Republica Moldova și platforma COVAX. Platforma COVAX este creată din mai mulți membri, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, Centrul de Excelență în Vaccinări și, desigur, Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări. Deci, odată, apelând la această platformă, putem efectua un simplu calcul. Deci, vaccinurile nu mai sunt vândute la acel preț care este vândut pe piața globală. El este unul preferențial, adică unul mai scăzut și aproximativ această doză ar costa în jur de $7, în dependență, desigur, și de vaccinuri care sunt disponibile și cu care lucrează această platformă COVAX. La moment, deci, sunt foarte bine aranjate lucrurile cu vaccinul AstraZeneca, vaccinul Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson și mai vin alte vaccinuri care vor fi aprobate. Toate vaccinurile care vin pe această platformă sunt aprobate fie de Agenția Europeană a Medicamentului sau de Organizația Mondială a Sănătății. Deci, calitatea și eficiența acestor vaccinuri este la cel mai înalt nivel. Înțelegem că vaccinurile se numără printre cele mai mari progrese ale lumii, ale medicinii moderne, mai ales în acest an. Și în același timp ne întrebăm cum are loc această aprobare a vaccinurilor, pentru că rapiditatea istorică după care se dezvoltă vaccinurile o urmărim și ne întrebăm în care vaccin ar trebui să avem încredere sau cel puțin care sunt acele entități care le aprobă. Deci, agențiile medicamentului din toate statele lumii
de comun cu agențiile internaționale, cum ar fi EMA sau FDA, adică Agenția Europeană sau cea din Statele Unite, are cele mai riguroase deci proceduri de control a unui vaccin. Deci se studiază foarte bine cum au fost respectate toate fazele clinice, deci 1, 2 și 3, deci pentru faza clinică 1 până la pe câteva zeci de persoane, faza 2 pe câteva sute și pe faza 3 câteva mii. Și menționez că vaccinurile împotriva COVID-19 au fost cel mai bine testate din considerentele unui eșantion foarte mare, adică foarte multe persoane au fost incluse în aceste studii, astfel că pentru unele vaccinuri aveam și peste 40.000 în faza 3. Și urmând aceste studii se aprobă și aceste faze și testarea clinică de facto de laborator a preparatului dat. În cazul în care deci, se respectă cerința de calitate, inofensivitate și eficacitate, atunci el este aprobat la nivel internațional, ulterior ca agențiile medicale din stat poate prelua acest pachet de documente integral pe toate studiile și certificatele de analiză și de conformitate, ulterior aprobându-le la nivel național. Astfel că fiecare vaccin care este aprobat după astfel de procedură denotă cel mai înalt tip de calitate. Iar acum vă rugăm simplu, dacă vreți să le numărăm pe degete, câte vaccinuri avem aprobate deja? Da, vorbim primul care a fost Pfizer-BioNTech, ulterior vaccinul Moderna, vaccinul AstraZeneca și vaccinul Johnson & Johnson. Acum, pe lista de așteptare în curs de evaluare, sunt și alte vaccinuri, precum este vaccinul Sinopharm sau cel de la Institutul Gamaleya sau Sinovac, Novavax, care așteaptă a fi aprobate de către Agenția Europeană a Medicamentului și de către Organizația Mondială a Sănătății. Deja toate studiile au demonstrat că aceste vaccinuri sunt eficiente, au trecut toate testele clinice, doar a rămas această aprobare sau formalitate de aprobare. Câte dintre aceste vaccinuri sunt în Republica Moldova? Deci vorbim despre vaccinul AstraZeneca și vaccinul Pfizer-BioNTech și am mai avut acea donație de vaccin Sinopharm, dar pe care țin să o menționez că deja peste 20 de agenții a medicamentului din alte statele lumii deja i-au atribuit și au aprobat acest vaccin la nivel de utilizare, astfel ca și Emiratele Arabe Unite sau Serbia sau alte state deja folosesc acest vaccin, el fiind foarte eficient, eficiența este de peste 80%, și deci nu trebuie să ne facem griji atunci când vaccinurile deja sunt aprobate și sunt în lista de așteptare pentru aprobare. În perspectivă, care sunt acele vaccinuri care ar putea ajunge nemijlociți și în Republica Moldova, pe lângă AstraZeneca, pe lângă Pfizer, pe lângă... Da, deci vaccinul de la producătorul Sinovac, cu care deja se poartă negocierile cele directe care au fost anunțate și se va vedea dacă va putea fi efectuat acest contract pentru 100.000 de doze de vaccin. Vaccinul din Institutul Gamaleya sau Sputnik V, care este aprobat și de către Agenția Medicamentului din Republica Moldova și este utilizat în alte state ale lumii. Vaccinul Sinopharm, care deja este la noi, dar totuși așteptăm și careva cantități a acestui vaccin. Și desigur, vaccinul Johnson & Johnson, care deja este pe platforma COVAX și îl așteptăm să vină în loturile acestea. Vaccinarea comercială contra cost de către clinicile private ar putea fi o alternativă sau cel puțin o perspectivă? La moment, toate centrele de vaccinare sunt deci orientate cu respectarea programului național de imunizare COVID-19. Desigur, nu avem încă centre de vaccinare care prestează astfel de servicii, deoarece sunt anumite cerințe și
puncte care trebuie respectate. Autoritățile din sănătate consider că vor veni și cu o poziție referitor la acea vaccinare în domeniul privat, dar să nu uităm de un lucru, deci foarte important, producătorii în toate cazurile, deci lucrează cu țările la direct, deci nu lucrează prin intermediari sau prin au intermediari, dar aceștia sunt oficiali, deci nu pot fi mai mulți. Și în cazul în care careva agent economic reușește achiziționarea unui lot de vaccin, desigur se vor purta discuții pentru respectarea celor cerințe și deja condițiile cu care se va parcurge mai departe. Mai departe. Domnule Ceban, poate ar fi utopic, dar la etapa actuală, ce ar putea învăța Republica Moldova de la cele țări care au o istorie fericită a vaccinării? Marea Britanie, Israel, România, în mijlocii, de la politica de vaccinare a fiecărui stat? În primul rând, mobilizarea și mobilizarea nu doar a populației, dar și a noastră ca autorități, și acestea au devenit mult mai puternice la conlucrare, eficiente. Au avut disponibil vaccin și am să menționez acest lucru. Noi încercăm din toate puterile să facem față ca să avem cât mai mult vaccin, ca să putem vaccina acele persoane care necesită, și trebuie să ne uităm și la tempou. Da? Și dacă am fi în pielea lor cu vaccin, atunci am atinge noi aceste rate, depinde de fiecare dintre noi. Depinde de fiecare dintre noi, într-adevăr, să avem grijă de unde ne informăm, ce consumăm la nivel informațional. Vă mulțumim, domnule Ceban, pentru prezența în această emisiune. Mult succes în demersurile următoare. Vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că vaccinații suntem mai puternici împreună. Toate bune! La revedere!